Ați venit la conferința de presă de anunțare a ediției aniversare. Am parcurs 10 ani. An de an ne-ați fost alături, pentru care vă mulțumesc, pentru că totdeauna spun că acest eveniment a avut reușita lui prin parteneriatele care au fost pe parcursul acestor ediții. Foarte multe nu avem de, să spunem, ca și structură a evenimentului. Dumneavoastră știți că noi vin vestul și atât vin testul, am venit în întâmpinarea producătorilor de vin, am venit în întâmpinarea serviciilor conexe vinului și, bineînțeles, a tuturor care au fost lângă evenimentul nostru. Nu am cum să nu mulțumesc mass mediei care din luna noiembrie promovăm acest eveniment, pentru că așa a avut toată politica ca timp de 6 luni acest eveniment să spună că am ajuns la 10 ani, că am așteptat an de an să treacă și să facem această ediție aniversară. Tot ce pot să spun este că edițiile au fost din ce în ce mai grele, de la prima ediție, care a fost mai ușoară, toată lumea a vrut să vină pe partea de vest, până la această ediție, care a muncit de 10 ori mai mult ca să încercăm să ținem, pentru că toți știm că este o perioadă foarte grea și am încercat să facem această ediție aniversară, să o facem la același standard. Pentru că noi, înainte de această conferință de presă, am avut 2 lansări de Vin Vest, ediție aniversară, la Timișoara, într-o galerie de artă. Am avut o întâlnire cu consulatele și peste tot, deci, se prezintă de aceeași manieră, pentru că nu am vrut să, chiar dacă este perioada aceasta de criză, am vrut în continuare să încercăm să avem aceeași poziție, care am câștigat-o în timp. Încă o dată, trebuie să vă menționez și știți foarte bine toate edițiile din spate. Coorganizatorii acestui mare eveniment Vin Vest sunt Asociația Degustătorilor Autorizați din România și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Iar pentru un concurs pentru care domnul Petre Badea, domnul președinte, o să ne povestească câte ceva despre concurs, pentru concurs avem partenerea evenimentului, Adarul și Onivul. Și, bineînțeles, mulți alți parteneri care toți concură la organizarea acestui eveniment, a 8-a ediție de concurs. Spuneam de gala vinului premium. Aceasta este noutatea. M-am sculat și am zis, trebuie să fac ceva. Ce să fac? Să vă povestesc ce inventăm și ce facem nou la Vin Vest. Și am gândit această gala vinului premium și m-am gândit că tot a fost o perioadă în care la televizor am văzut Oscar, la film, misuri de frumusețe. Să fac o gala vinului premium înseamnă că fiecare cramă participantă, pentru că acest eveniment îl organizăm datorită la 18 firme, deci aceste firme sunt producătoare de vin, 18 sunt 5 distribuitori de vin și mai sunt alți 19 servicii conexe, care sigur că da, vinul nu putem să-l avem singur, ci împreună cu aceste servicii conexe. Nu am decât să mulțumesc celor care și-au dat girul de a veni la Timișoara într-o perioadă grea, într-o perioadă când la București a mai avut loc un eveniment, tot de aceeași manieră, promovarea vinului. Fiecare cramă își va trimite un vin care dorește, îl va prezenta cu un somelier, îl va prezenta cu un enolog, cu patronul firmei, nu are importanță, va avea 10 minute la dispoziție și această gala vinului premium va ține circa 4 ore. Înseamnă că la circa 10 ore vom ieși la o pauză de masă și încercăm să trecem mai departe la vinurile, Oscarurile celorlalte crame. Deci este un program care se impune. Cine vine la acest program rămâne lângă noi, pentru că știți bine, la un Oscar de film, când te duci, te îmbraci frumos și stai acolo toate orele care trebuie să stai pentru a afla cine a primit aceste Oscaruri. Deci, noutatea cam aceasta este.